Apropo de Scrieciu, doar fac așa o paranteză. Cum vi se pare grupa la Euro, domnul Rotaru? Bună. O grupă care avem șanse să mergem mai departe și cred că echipa națională va merge mai departe. Putem să și câștigăm grupa sau exagerăm? Ne batem acolo. Ați văzut meciul cu Elveția. Elveția, o echipă, valoric vorbind, peste noi, dacă ne luăm după cotele jucătorilor. Uh-huh. Cu campionate mai bune în care activează jucătorii elveției. Și totuși am luat 4 puncte. Orice se poate întâmpla. Este un singur meci, un meci în grupă. Nu știu dacă e bine sau rău că jucăm ultimul meci cu ei. Dar dacă ne facem viața ușoară până la meciul cu ei, orice se poate întâmpla. Așa cum noi eram deja calificați înaintea meciului cu Elveția, poate așa vom fi și acum. Grupă norocoasă, apropo că se tot vorbește de norocul familiei Iordănescu? Nu există grupă norocoasă. Este o grupă de turneu final al campionatului european. Este o grupă în care toate echipele care stau acolo și-au atins obiectivul. Sunt echipe grele, importante. Slovacia are jucători care joacă la PSG, joacă la Napoli. Belgia, ce să discutăm de Belgia? Că avem acum pe ecran valorile de pe Transfer Market. Noi avem o națională cotată la 72 de milioane de euro. Slovacia, atenție, domnul Rotaru, nu știu dacă știați asta. Știu că sunteți un tip care chiar vă pricepeți, dar nu știu dacă o știați pe asta, că eu nu știam. Deci noi 72 de milioane, iar Slovacia este cotată la 167 de milioane de euro. Deci, ce v-am spus, dublu față de noi, iar Belgia 439 de milioane, aproape 440. Dar eu nu mă așteptam. Slovacia de două ori și ceva decât noi? Da, pentru că, repet, au jucători în campionate puternice, pentru că și campionatul îți ridică cota. Dacă luăm exemplu, Mitrița ar fi în Premier League, ar valora 25 de milioane pe Transfer Market. Având jucători care sunt în campionate puternice, automat cota lor este mai mare. Uh-huh. Da, incredibil. Nu știam că slovacii sunt la 167 și noi la 72. Vorbim de un jucător de la Napoli care sunt campioana Italiei antitră și vorbim de jucători de la PSG care... Da. Iar dacă vom juca, să zicem, cu Ucraina e la 291 de milioane. Adică de 4 ori mai mult decât noi. Și atunci este o grupă corectă, o grupă grea. O grupă în care trebuie să fim atenți, dar în care avem șansa noastră, șansa bună. Credeți că ne calificăm? Sper din tot sufletul și chiar am încredere. Adică putem să câștigăm grupa? Ne vom bate acolo. Asta este dorința noastră a tuturor. Toți cei care iubim România, vrem să ne batem și să câștigăm grupa, dacă se poate. Am înțeles. Domnul Rotaru, curios, v-ați schimba părerea de Edi? Pentru că dumneavoastră n-ați fost neapărat un critic permanent, din contră. Am văzut că și în momentele grele ați avut eleganța să nu vă băgați atunci când toată lumea dădea cu pietre. Dar la începutul campaniei nu erați așa mare fan. După aia, repet, ați fost foarte corect față de Edi Iordănescu. Alții l-au călcat în picioare când nu mergea treaba. Dumneavoastră v-ați văzut de treabă, ca să zic așa. Pentru că, indiferent de situație, că ai tu o animozitate sau nu cu cineva, echipa națională trebuie susținută și atunci nu avea niciun sens când echipei naționale era greu să vin eu să mă încep cu criticile. Nu. Am zis, hai să o sprijinim, pentru că asta trebuie să facă publicul, asta trebuie să facă mass media, asta trebuie să facă ceilalți conducători. Adică n-ați venit să mai dați cu pietre, nu? Păi, cu ce să aduci o plus valoare? Dau mâine dimineață, dau cu pietre dacă știm că noi câștigăm euro. Dar asta nu e o soluție. Întotdeauna trebuie să încerci să pui umărul. Ok, ești critic. Ai niște probleme, ai niște divergențe. Spuneți-le. Dar în momentul în care noi avem nevoie de ajutor, pune umărul și ajută. Uh-huh. Da. Bun, și părerea acum care e față de Edi Iordănescu? Că nu era grozavă la început. Eu am avut niște divergențe de opinie cu Edi și de acolo au plecat toate. Dar în acest moment, Edi a demonstrat că dacă îți urmezi filozofia pe care o ai, n-ai cum până la urmă să nu reușești. Și a demonstrat acest lucru și trebuie felicitat. Uh-huh. Faptul că el a mers pe această coeziune a grupului, faptul că a crezut în jucători, faptul că a crezut în șanse și le-a dat încredere, a fost filozofia lui și a reușit. Uh-huh. Și atunci, ce poți să spui decât m-ai învins Rodioane, nu? Uh-huh. Da, corect. O declarație foarte frumoasă a dumneavoastră. Că, într-adevăr, până la urmă asta e, m-ai învins Rodioane, pentru că știți cum e, ne-a calificat și de pe primul loc. Restul nu mai contează. Ce vorbim? Suntem calificați de pe primul loc în condiții în care Kosovo, dacă te uiți, când are jucători, îți dai seama că noi eram în spate ca și statistică. Israel, o echipă puternică, Elveția, vorbind de Elveția, da? Uh-huh. Elveția, marea favorită.
a grupei. Da. Și totuși tu ai câștigat. Da. Am înțeles. Deci jos pălăria pentru Edi. Felicitări. Și asta trebuie să fie învățătură de minte pentru toată lumea. Nu pentru mine, pentru, sau și pentru mine, pentru toți. Punem umărul și hai să... Dacă, hateri, e plină lumea de hateri. Hai să punem umărul, să ajutăm cu ceva. Chiar prin simplă acțiune de a nu spune, de a nu ataca, poți să sprijin la un moment. Eu chiar am apreciat poziția dumneavoastră. Ați fost, cum să spun, foarte corect. Pentru că în momentele alea, pe la mijlocul grupei, când toți îl călcau în picioare, ați avut cum... A stăcut. Exact. Așa asta trebuie să facem. Dacă nu poți să faci bine, măcar nu fă rău. Da, da.